Informație de ultimă oră, numărul cazurilor de COVID s-a dublat într-o săptămână, iar românii se tem de reintroducerea restricțiilor, spitalele sunt pline, însă centrele de vaccinare sunt închise, iar purtarea obligatorie a măștii este din ce în ce mai des vehiculată. Mergem la Raluca Bârcăcea, care vine cu toate informațiile. Raluca, toți oamenii se întreabă dacă masca va fi din nou obligatorie în spațiile închise sau dacă discută autoritățile despre un nou lockdown. Bună dimineața, Gina, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Din fericire, la acest moment nu avem astfel de informații, doar există o recomandare din partea Ministrului Sănătății, aceea de a purta masca de protecție medicală în spațiile publice închise, în special în mijloacele de transport în comun. Vom vedea dacă în următoarea perioadă însă se vor lua în calcul astfel de restricții, având în vedere că ieri Ministrul Sănătății a declarat că se va menține acest trend ascendent când vorbim despre numărul de cazuri de COVID-19, cel puțin 4-5 săptămâni, spunea Alexandru Rafila, și abia apoi vom vedea o stabilizare a numărului de cazuri. De aceea a fost luată și o decizie nouă. Începând de astăzi, de la ora 13, vom primi din nou acel buletin prin care specialiștii de la Ministerul Sănătății raportează cazurile din ultimele 24 de ore, așa cum se întâmpla și în valurile epidemiologice anterioare. Așadar, astăzi la ora 13 vom afla câți români s-au infectat cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, de asemenea câte persoane au fost internate în același interval de timp și câte decese sunt înregistrate de la o zi la alta. Iar ulterior acest buletin va fi transmis, spunea Ministrul Sănătății, cel puțin până când vom vedea această stabilitate a numărului de cazuri. Vă reamintesc, ultima raportare ne arată cum arată aceste cifre epidemiologice în ultimele 7 zile. Țara noastră a înregistrat aproape 15.000 de cazuri. În spitale sunt acum internați aproximativ 1.400 de pacienți. Vestea bună este că la acest moment mai sunt paturi libere, paturi destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, aproximativ 1.000 de paturi, însă există și o veste proastă. Numărul deceselor s-a dublat aproape de la o săptămână la alta, de la 16 la 33 de decese înregistrate într-o săptămână.